Bună seara și bine v-am regăsit, sunt Dan Pârvu, este Ar Cultura și este o nouă zi de vineri pentru voi, o nouă emisiune și o nouă întâlnire. Alături de mine de această dată se află domnul Ștefan Minovici. Dragă Ștefan, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc din capul locului pentru faptul că ai acordat girul tău pe deplin aceste invitații pe care ți-am adresat-o, suntem aici împreună. Trebuie să fac o mică prezentare, acea fișă de introducere a invitatului. Deci, domnul Ștefan Minovici, pentru voi toți cei care ne ascultați, este președinte al firmei de consultanță, marketing și lobby MIC și asociații din Statele Unite, este președinte al fundației Minovici, totodată, și iată, este în cadrul acestei emisiuni persoana care ne va spune foarte, foarte multe lucruri, bănuiesc, inedite. În primul rând, aș vrea să pornim de la, hai să spunem, chiar numele tău, care nu este un nume oricare, ci de o descendență absolut celebră, cel puțin aici pentru noi ca români. Cum e să te numești Minovici? Pentru mine este într-adevăr un lucru deosebit, ținând cont de faptul că strămoșii mei, mai ales ilustrii profesor dr. Nicolae Ștefan și Mina Minovici, au pus bazele medicinii moderne din România. Evident, n-aș îndrăzni sub nicio formă să mă compar cu ei, dar în egală măsură încerc să fac ceva pentru România, pentru români, pentru cei care ar avea nevoie de ajutor, asistență, de, în cazul acesta vorbim de un spital universitar american, de promovarea imaginii, a valorilor și a culturii românești peste hotare, în special în New York, în Statele Unite, unde trăiesc de 33 de ani. Înțeles. Oricum, cumva, toată activitatea aceasta pe care încerci să o depui în folos, obștesc până la urmă, oricât ar suna așa de comunistoid această formulă, ține de tradiția familiei, nu? Numai dacă ne gândim la faptul că spitalul de urgență, existența acestui spital este datorată uneia dintre acești strămoși ai tăi. Bun, având în vedere că aceste lucruri sunt deja lămurite, aș vrea să pornim toată discuția noastră legată de, spunem, festivalul pe care îl coordonezi în New York. Este o activitate care îți ocupă destul timp și înțeleg că are o continuitate și o anumită cadență anuală care împlinește o frumoasă sumă de ani și am vorbit aici 14. Da. Deci, de ce acest festival? Cum? Care a fost ideea? Și, până la urmă, pentru cine? Ideea a venit simplu din dorința de a, repet, promova valorile, cultura și lucrurile atât de deosebite care ne caracterizează pe noi ca popor român. Doi, am înțeles și descoperit rapid că acest gen de eveniment nu există pentru români în Statele Unite. Am admirat multe din festivalurile și parăzile altor popoare și națiuni, de la Israel, la Polonia, Grecia, țările sud-americane, și evident, într-o zi s-a născut această idee și dorință spontană de a da și noi modul nostru de a ne etala, dacă vreți, talentele, să spun așa, ceea ce e mai bun și mai deosebit la români. Și acest lucru întâmplându-se în anul de grație 2000, când am avut primul festival pe Wall Street, era practic chiar în fața biroului unde aveam noi sediul și la care am fost onorați cu prezența majestății sale regele Mihai, regina Ana, întreaga familie regală, de fapt. Au venit tenismenul Lie Năstase, Dumitru Hărădeu, au jucat tenis pe Wall Street și regele și regina au jucat hora românească împreună cu un taraf popular adus din România pentru această ocazie. Au dansat hora, au mâncat mici, au băut bere pe Wall Street. Așa am început primul festival în anul 2000. Sună foarte exotic, dar în același timp foarte românesc. Adică bănuiesc că o asemenea gen de manifestare cu un asemenea, să spun, cuplu de participanți mai mult decât celebri și am denumit aici cuplu regal, nu se întâlnește în fiecare zi în această, să spunem, normă de înțelegere culturală pe care
iată, spațiul american o lasă să se producă. Un festival la care participă un rege, bănuiesc că nu este chiar așa la îndemâna oricui. Asta înseamnă că festivalul se petrece la o anumită cotă, cu o anumită, să spunem, miză, ceea ce mi se pare că îl face cu atât mai interesant. Fără îndoială, la început am fost limitați de un spațiu, să spunem așa, relativ restrâns, două străzi, dar aceste două străzi la vremea respectivă însemneau cam 20% din celebrul Wall Street și cam 300 de metri de bursa unde se tranzacționează cele mai mari valori din lume. De inima lumii. Exact, exact. Deci pentru noi a fost o mare, mare realizare în contextul în care efortul făcut de mine personal atunci a fost unul herculean și șansele de reușit au fost minime, pentru că era greu fără bani, fără susținere politică și fără a avea un nume mare pe Wall Street ca să poți să blochezi această arteră faimoasă, indiferent că, să zicem, erai, puteai să fii francez sau elvețian, evreu sau mai știu eu ce. La vremea respectivă a fost singura țară care a putut închide Wall Street-ul două pentru 24 de ore pentru eveniment. Datorită amplorii sale și după negocieri cu primăria, mi s-a părut firesc ca să-l mutăm pe celebra Broadway, pentru că, sau pe celebrul Broadway, pentru că Broadway e cunoscut în lumea întreagă drept artera de show, de spectacol, de lucruri deosebite, sinonim cu muzică, cu dans, cu ceva artistic. Mi s-a părut, cum să spun, o mutare, să zicem, bună, pentru că spațiul din Wall Street e o stradă foarte mică și foarte îngustă. Pentru cei care n-au fost niciodată la New York, în Manhattan, nu numai că e scurtă, dar e extrem de, nu cred că de la un trotuar la celălalt, nu sunt mai mult de 20 de metri. Spre deosebire de Broadway, care în engleză înseamnă strada cea largă, strada principală, care e mult mai largă, iar zona în care ne-am mutat aparține tot districtului financiar, însă e mult mai lungă, deci sunt cam 8 străzi, peste un kilometru și de arteră blocată și avem o piață, Bowling Green, unde punem scena, unde avem sonorizare, unde avem dansatorii, unde se strâng în jur de 25.000 de oameni la fiecare ediție. De este când o participare pe măsură. Semnificativă, ținând cont că este cea mai populată zonă a Manhattanului și a New Yorkului și de ce nu a Statelor Unite de către turiști. Avem, anul trecut am avut 53 de milioane de turiști care au vizitat Manhattanul. Și doi, este accesul spre bursă, spre World Trade Center, noua construcție, și mai ales spre Statuia Libertății, spre ocean. Deci este imposibil să eviți acest nod gordian și în ziua respectivă n-ai cum să eviți Festivalul României la New York. Asta este extraordinar, înseamnă că ai reușit să-i oferi o supraexpunere acestui eveniment. Fără, dar și poate am avut mult, mult noroc și fără falsă modestie, m-am străduit cu oficialitățile, cu toți cei care au trebuit să-și dea avizul pentru închiderea arterei, care înseamnă deturnarea 80 de linii de autobuz, blocarea multor magazine. Nu toată lumea e fericită că noi avem acest festival, dar am zis că românii merită un sacrificiu. Poate se drept totuși cu mici și cu bere. Câteodată, da, câteodată nu. Bine, prima dată facem festivalul și după aia încep criticile și, să zicem, plângerile de peste tot, că în sfârșit, lumea se întreabă, da, merită să suferim noi pentru un festival românesc? Răspunsul meu este foarte subiectiv, absolut. Sigur că merită și îl vom face în continuare. Asta nu mă face decât să te admir și mai mult pentru această inițiativă și, până la urmă, pentru această continuitate, pentru că, până la urmă, continuitatea face totul. Dacă lumea se învață sau măcar învață să suporte cu stoicism sau cu, nu știu, cu o participare deplină așa sufletească, cu bucurie, acest eveniment, înseamnă că el și-a găsit deja locul lui în cadrul vieții orașului ca atare. Am câștigat, expresia poate sună așa închier, la mustață, după al cincilea festival. Primăria a introdus o nouă legislație spunând că dacă ai sub 5 evenimente se cancelează, pentru că nu orașul e sătul de parăzi, de festivaluri și așa mai departe. Deci eram exact la limită ca să ne scoate din circuit cu noua legislație. Deci am trecut și de acest obstacol, iar acum efectiv numai dacă eu într-o zi refuz să cer permisul anual și să organizez acest festival, atunci ar dispare complet. În fiecare an trebuie să-l avem, al minteri
ieșim din, din circuitul primăriei și din rezervarea spotului respectiv, da, pentru eveniment. Am înțeles. Și din lumina reflectoarele un anumit tip de interes public. Absolut. Ceea ce nu este de dorit pentru comunitatea românească. Hai să spun niște întrebări, poate de intimitate în ceea ce privește festivalul, dar care sunt inevitabile. Este un festival reprezentativ pentru comunitatea românească din New York. Există o această comunitate ca atare? Este închegată? Sunt mai multe grupuri? Îmi permit să pun aceste întrebări pentru că un festival care se dorește al românilor ar trebui să fie, cel puțin din punct de vedere teoretic, reprezentativ pentru toți. Cei care se recunosc ca atare, făcând parte din această comunitate. Firește, bineînțeles că este o comunitate, în estimarea mea și a organizației pe care o conduc, este în jur de 250.000 de români în zona New Yorkului, care înseamnă 3 state, poate chiar 4, New York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, cu toate că la festival vin români din Canada, vin români din Florida, vin români din Detroit, cei care într-adevăr nu vor să lipsească la eveniment. În ce privește comunitatea noastră, diaspora noastră, o găsesc mai omogenă și mai bună, mai bună e un sens, un termen poate care trebuie explicat, decât cele de care aud și văd câteodată în Europa sau în alte părți. Românii noștri din Statele Unite, și sunt în măsură, cred, să dau o opinie pentru că trăiesc de 33 de ani acolo, din punct de vedere financiar o duc mult mai bine decât cei din Franța, Italia, Spania sau unde au plecat la muncă. E adevărat că sunt români care sunt emigrați de sau au migrat cu 2 secole în urmă. Deci există căutarea... o tradiție americană. Exact, deja. Exact. Bineînțeles, vorbim de a 4-a, 5-a, 6-a generație de români care astăzi fac parte din această comunitate. Există o elită care s-a integrat extrem de bine în sistemul american, profesori, doctor, arhitecți, bancheri, care mai mult sau mai puțin... nu sunt atât de implicați în ceea ce privește comunitate sau chiar relațiile cu România. Sunt alții care au rămas foarte atașați de țară, au rude și călătoresc destul de des și, bineînțeles, este o populație așa numită blue collar, care înseamnă gulerul albastru, cei care muncesc, cei care lucrează, fie că sunt taxigii, că sunt portari la diverse blocuri sau cele care lucrează în business-ul de cosmetică, o forță de muncă extrem de apreciată de către americani și care excelează în domeniu. Revenind însă la comunitatea în sine, avem evident și partea mai negativă, aceea de fragmentare. O spun cu nu cu regret, ci ca o simplă observație că sunt mulți, au fost mulți și continuă să rămână critici al acestui eveniment. Criticile au plecat de la noțiunea de ce îl faci sâmbătă și nu îl faci duminică, festivalul. Fac când îmi dictează primarul Bloomberg în ultimii ani, care este un miliardar cu 17-18 miliarde de dolari și care are acces la Casa Albă mai repede decât premierul britanic sau președintele Franței. Trebuie ținut cont de noi am o problemă mare la 11 septembrie cu modificarea traseului, acum îl facem în zona World Trade Center. Am avut probleme majore cu uraganul Sandy acum, deci încă există clădiri care nu au fost reabilitate, centralelor termice și așa mai departe. Lumea înțelege mai puțin sau mai greu că nu este Minovis cel care dictează ziua, ora și bine, locul e determinat. Ci este o primărie, sunt nenumărate variabile de care trebuie ținut cont. Doi, multă lume s-a plâns de calibrul artiștilor care au venit și întrebarea retorică și firească a fost aceea: cât v-a costat venitul la acest festival? Nu este o întrebare importantă în America. Corect, răspunsul este zero. Nu ați venit la muzică, la mâncarea, bineînțeles, restaurantele care servesc mici, bere și alte gustări românești sunt restaurante private, deci trebuie să-ți cumperi de mâncare. Dar chiar și adusul unor formații din România, care au fost mai mult sau mai puțin agreate, a costat 30-40 de mii de dolari.
adusurilor cu avioane, cu diurnă, cu onorariul lor pentru practic 2 ore de cântat. Este ceva. Exact, ca să nu mai spun de artiștii locali. Deci, atâta timp cât eu am, întotdeauna am lăsat această oportunitate complet deschisă, dacă cineva are o formație care poate să vină să cânte și ei sunt dispuși să compenseze acest efort din banii proprii, sunt complet deschis. E un festival deschis, începe de la 10, se termină la 6 seara, sunt 8 ore în care poate să cânte nenumărate formații și se pot dansa nenumărați artiști. Da. Dar asta este, s-a plâns lumea că nu e bună lumea, nu este câteodată vremea, nu e atât de bună luna mai, iarăși este singura zi pe an când putem să o facem, câteodată, nu știu, s-a părut că cumva nu m-am uitat la prognoze și că am ales o zi mai răcoroasă sau sunt fel și fel și de plânge. Da, fiecare exact. Are dar, câte o idee. Dar ca să revin la întrebarea ta inițială, când văd copilași de 4, 5, 6, 7, 8 ani îmbrăcați în costume populare românești din diverse zone ale țării, mulți dintre ei care nu vorbesc românește, pentru că n-au învățat acasă, dar vin la festival, când văd bătrâni de 70, 80, 90 de ani îmbrăcați în costume populare, care, o spun cu jenă, vin să-mi pupe mâna, să mulțumească, bineînțeles că mă sperie numai ideea, atunci am dat seama pentru cine fac acest festival. Am înțeles. Și criticile și restul problemelor și cheltuielile, efortul, investiția merită cu prisosință. Până la urmă, care e miza festivalului? Înțeleg cui se adresează, românilor, cel puțin teoretic, și nu numai. Tind să cred că nu se adresează numai românilor. Ar trebui să aibă un target cât mai larg. Oricine este interesat de o manifestare culturală deosebită, care are un anumit tip de conținut, e foarte, foarte binevenit. Pentru ce trebuie să existe acest festival? În primul rând, și poate să sune un pic bizar, nu este festival al românilor pentru români. Evident că marii beneficiari, zic eu, sunt români, ai noștri, da. Pentru că este unicul și cel mai mare eveniment românesc din afara granițelor, unde în New York, în America, cel puțin românii au posibilitatea de a se regăsi, de a se reuni. Sunt oameni, și vă spun, în ultimele 14 ani, care vin special să se întâlnească o dată pe an la acest eveniment. Vreau să te întreb, există turism de ăsta cultural? Absolut, dedicat acestui festival? Absolut. Probabil că vin din toată America. Au venit din Canada, au venit cu autobuzul, au venit din Florida, au venit din Cleveland, Ohio, au venit din Detroit, Michigan. Da. Au venit organizați cu autocarele să participe. Dar ceea ce e mai important, pe mine mă interesează să ne promovăm aceste valori de care vorbeam anterior în fața unui public american. El trebuie să te cunoască, el trebuie să te aprecieze, el trebuie să-i placă de mine, pentru că eu cu tine, Dan, ne cunoaștem, știm foarte bine ce e pălinca, ce e ciorba, ce e sarmaua, ce e sarmaua sau ce e o periniță. Da. Bun. Dar nu pentru asta facem ca acești americani să ne înțeleagă mai bine, pentru că, spun și o repet, suntem un popor deosebit, suntem un popor cu o istorie și o tradiție milenară, suntem un popor care, după părerea mea, merită mai mult și mai bine și este greu de conceput că nu am găsit, zic eu acum, până în acest moment, o modalitate de a ne promova valorile. Dacă ne găsi o nișe în această țară a tuturor țărilor, în da. Un oraș care pe bună dreptate este considerat capitala lumii. Și atunci ce mă bucură mai mult este faptul că presa americană, de la Daily News, New York Post, toate publicațiile locale anunță din timp spectacolul, festivalul, dau indicații cum se ajunge acolo și noi primim 10 de telefoane la noi la birou de la americani care au fost cu ani în urmă sau anul precedent, întrebând la ce oră începe și cine cântă și care va fi programul. Pentru mine e cea mai mare înseamnă realizare. Înseamnă că lumea este interesată la modul cel mai real. Absolut. Aș vrea să te întreb, apropo de toată această enumerare, care pentru noi este plină de gust la propriu, pălincă, sarma, ciorbă și așa mai departe. O să fie o întrebare care poate să pară așa puțin mai dură, dar este inevitabilă. Ai fost cumva acuzat vreodată, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, că ar fi așa, o textură cu o miză mult prea
nu vreau să folosesc cuvântul, dar ăsta îmi vine acum derizorie în a prezenta imaginea românului la acest nivel? Nu, nu cred și trebuie să recunosc că în general am fost susținut măcar în spirit de toată lumea și din toate părțile. Știi de ce te întreb chestia asta? Scuză-mă că intervin. Pentru că de cel puțin pe aici se vehiculează ideea, domne, tot cu mănăstirile din Moldova, tot cu costumul național, tot cu sarmaua, tot cu ciorba, tot cu asta, dar altceva noi nu avem. Această întrebare retorică venită cumva așa din vârful piramidei. Aici atingi un punct extrem de sensibil. Deci, vrând nevrând, trebuie să trecem și pe aici. Așa, și sunt nevoit să spun lucrurilor pe nume. Cu toate că la acest eveniment, pe parcursul ultimilor 13 ani, anul acesta va fi al 14-lea festival, au venit persoane cum regele Regina, președintele Iliescu, președintele Constantinescu de două ori, guvernatorul Băncii Naționale, ministrul de externe Joană, fost ambasador, Gheorghe Hagi, repet, Ilie Năstase. Deci este o platformă de românitate, clar, la toate nivelurile. Fără dar și poate, deci am avut oameni extraordinar de importanți și de talentați. Practic, și reprezentativi. Absolut, deci toată lumea cunoaște până și America. În ce privește ce reprezentăm sau avem, dacă vrei, o tradiție. Bun, facem anul ăsta, reprezentăm Bucovina, la anul facem Dobrogea, Marea Neagră, Litoral, dincolo, în următorul facem Transilvania. În fiecare an trec până același circuit machiavelic și Don Quixotesc, adică ai impresia că cer bani pentru un interes propriu sau comercial. De multe ori ți se oferă mult, mult sprijin, dacă vrei, spiritual, și toată lumea, hei, rup, dar de undeva din tribune, jocul faci singur pe teren. Și aici m-am blocat foarte, foarte mult ani de zile, pentru că la nivelul la care am ajuns și cu aproape 14 ani de experiență cu acest festival, nu există organizație de stat sau de guvern. Ca să fiu obiectiv, avem participarea Ministerului Turismului, dar mi-ar fi jenă să spun cu ce sume și la ce nivel. Am mai avut la un moment dat participarea Departamentului României de Pretutindeni, asta pe vremea administrației premierului Năstase, care a fost oareși cât decentă, dar dacă eu vă spun că la costul acestui eveniment din partea statului român, al tuturor organizațiilor private, NGO-uri și tot ce este în România, nu primesc nici 5% din costul evenimentului. Restul ieșind din buzunar propriu. Da, până la urmă acest festival totuși cumva reflectă și imaginea României, a țării, propriu zis. Este numai despre imaginea țării. Da. De pe acel festival nu scrie Mina Minovici, Ștefan Minovici, nu scrie numele firmei mele, nu scrie decât România și nu are de face decât cu România și ceea ce o reprezintă, ceea ce reprezintă această națiune. Se înțelege clar lucrul ăsta aici? În momentul în care încerci să ai un contact cu autoritățile, cel puțin? Eu cred că da, alminte, nu aveam prezența și participarea acestor distinși oaspeți, dar totul se oprește, se limitează la bani. Din nefericire, eu sunt un privat, nu sunt un om bogat sau foarte bogat și mi se pare firesc ca eu mi-am făcut partea și datoria de cetățean, de patriot, de român-american. Deci am făcut acest festival, îl organizez atâta timp, obțin permise și înainte să, haideți să punem așa, înainte să pună primul om piciorul acolo în ziua festivalului, deja s-au dus $60,000. Oprirea, blocarea stării, permise, sonorizare, scenă, steaguri, banere și așa mai departe. Astea sunt lucrurile care nu se cunosc, dar care fac evenimentul ca atare. Exact, exact. Deci, pe undeva, poate ideea este, nu e nimic, se ocupă Minovici și cu și fără suportul nostru, tot o să iasă. Ceea ce e foarte adevărat. Dar anul trecut, spre exemplu, a fost cel mai auster eveniment din istoria lui. Pentru că, efectiv, vremurile sunt cele pe care le cunoaștem cu toții și este un fenomen global, criza financiară, iar eu rămân un privat, un simplu cetățean, un român-american care
cred și încerc să-mi fac datoria, dar stau și mă întreb, este greu de acceptat, de înțeles faptul că am nevoie de sprijin pentru a ajuta. Sunt un om de marketing, imaginea este un lucru atât de important. Percepția despre cineva, despre ceva, fie că e un obiect, o țară, o industrie, o prezentare. Deci, despre asta e vorba. Sunt mulți oameni care nu înțeleg. Ne confundă încă cu Ungaria. Este un adevăr. Dar este o constatare, până la urmă. Corect. Lumea care, poate acum nu mai vorbesc atât de Ceaușescu sau de Nadia Comăneci, dar dacă îl oprești pe americanul de rând și îl întrebi, ok, România, care e primul lucru care îți vine în minte? Dăm un singur cuvânt. Câteodată sper să nu fie mineri. Nu este mineri și nici măcar Nadia nu mai vine și nu mai vine nimic. E ancient history, istorie veche, să spunem așa. Și atunci, măcar dacă cel care a trecut prin acea zonă în acea zi și încerc, o muzică foarte frumoasă, costume deosebite, o mâncare gustoasă, mi-au plăcut oamenii, mi-a plăcut atmosfera, e o noțiune pozitivă care se va reflecta mai departe. Hai să vedem curiozitatea americanului care e nebunit după destinații exotice. România poate fi o destinație exotică. Am înțeles că aveți și la mai, hai poate, știu și eu, fac o afacere cu România, am înțeles că au locații, că avem membrie în NATO. Deci orice care poate îmbunătăți cu jumătate de milimetru imaginea acestei țări sau care îl educă pe american, care de fapt e destul de ignorant de felul lui, nu-și cunoaște vecinul de la nord sau de la sudul țării și noi ne creăm o mică identitate pe acest mapamond, înseamnă că am câștigat partida și că acest efort merită să fie făcut. Despre asta e vorba. Dar eu nu pot să fac treaba Ministerului de Externe, nici a Departamentului de Pretutindeni, nici a vreunui alt, știu și eu, departament care se ocupe de imaginea țării. Și este un lucru pe care eu mi-am făcut, repet, datoria și încerc să-l conving pe acești oameni că această realizare nu poate fi făcută fără suport, fără finanțare și fără un sprijin. Și regret să spun acest lucru în show-ul tău, că dacă eram grec sau israelian sau polonez sau altă nație, îți promit că aveam tot suportul de la premier până la ultimul om într-un minister. Uite, aici mi-a venit chiar în întâmpinare. Era următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun. Cum? De fapt, nu așa trebuia să întreb cu acest să încep cu acest cuvânt, cum. Cât există comunitatea românească în viața newyorkezilor? Ce impact are? Cum am spus mai devreme puțin. Pe jumătate răspunsul e deja dat cu ceea ce ai spus adineori. Îți dau un exemplu. Un taxi, dacă există un așa zis șofer de taxi, sau m-am impresionat mult acum, dar cel care mai conduce taxiul în New York este proprietarul acestui medalion, așa se cheamă. Deci este licență. Licența valorează $750,000. Nu mașina. Mașina costă $30,000. Dar are deja un business care valorează $750,000. Bun, acest taxigiu e proprietar de casă, undeva în Queens, în Ridgewood, Sunnyside, Astoria, unde sau pe unde este el, ceea ce e un lucru foarte bun și pozitiv și, în general, tinde să-și trimite copiii la școli private. Soția lui, dau un exemplu din multele pe care le cunosc, este manicuristă sau lucrează la un salon de cosmetic. Aduce acasă între 70 și 100 de mii de dolari pe an soția. Deci, fost o coteală, între ei doi câștigă aproape în jur de 200-250 de milioane, care nu e o sumă neglijabilă. Românul 1 excelează în ceea ce face. Dacă stau și mă uit acum, locuiesc în Manhattan de peste 20 ceva de ani, sunt clădirile acestea faimoase de pe Park Avenue, Fifth Avenue, în sfârșit cele mai grozave, dacă vrei, cartiere din New York, unde echipa întreagă, câteodată și 30 de persoane, formate de români. Deci ei sunt cei mai buni, cei mai serioși, cei mai competenți, cei mai profesioniști și care câștigă cel mai mult. Dar deci, sunt cunoscuți ca atare, ca români? Absolut, ca români. Deci acum românul, și știu ce vorbesc, este în Statele Unite, în vastă majoritate, în bună parte, este la mare preț. Adu-mi un român, mai caută-mi un român, fă-mi rost de un român, la fel, merge vorba din gură. Asta este o chestie senzațională pe care nu o spui aici. Și total reală, orice domeniu. Am terminat Columbia University, o facultate prestigioasă. Știu că sunt români care predau acolo, sunt studenți români, în general, e o foarte... Și nu e o surpriză.
exact opusul a unora, și bineînțeles, vorbesc mulți români care lucrează în străinătate în Europa, care săracii se chinuie și înțeleg perfect de bine ce sacrificii fac ca să lucreze și răsplata lor nu este cea pe care o merită. Aparte de ce câștigă, sunt acuzați de a fi hoți, da, de a fi leneși, de a este fi... Este exact opusul imaginii exact europene opusul a românului. Da. Este cu atât mai uimitor ceea ce spui. Tocmai nu este un lucru echitabil. Bine, acum vorbesc și de altă societate. Sigur. Nu este mai puțin rasiști, să spunem așa, și avem mai puține prejudicii. Există și în Statele Unite, dar nu la nivelul celor din Europa. Dar mă bucur acest lucru pentru că... Hai să spunem tradiționaliști, probabil. Tradiționaliști, da. Exact, pentru că avem, asta este valoarea adevărată a românului. Din păcate, el nu excelează la el acasă. Da. Din păcate, el este blocat, este pus într-un fel de inerție, o stare de suspendare perpetuă și este frustrat, motiv pentru care se creează o situație extrem de gravă și de nocivă. Mă gândesc la viitor, la cei care continuă să urmeze acest exod, minți luminate, tineri profesioniști, arhitecți, doctori și așa mai departe, și stau și mă întreb cu reală îngrijorare ce se va întâmpla în următorii 5, 10, 15 ani în țară, în România. Nimeni nu poate să spună ce se va întâmpla, dar s-ar putea construi în sensul pozitiv, adică al reținerii acestei hemoragii, că până la urmă vorbim de o hemoragie, o pierdere de substanță. Dar apropo de această constatare a ta, destul de tristă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă aici, întoarcerea pe care ți-ai asumat-o, venirea ta în țară și tot ceea ce încerci să faci aici, spune câteva cuvinte și despre acest... interes al tău pentru România, care este la fel de direct și de deschis. Am revenit în țară după 90 și m-am implicat în afaceri începând din 1996-97 în calitate de consultant, de persoană de marketing de relații publice. Am lucrat în proiecte de la apărare, securitate națională și până la mediu, sănătate, și multe, multe alte domenii. Rolul nostru este acela de a găsi o cale în care investitorul american, producătorul american și partea română, cea de stat sau cea privată, să poată găsi o formulă în care să intre într-un parteneriat, să se dezvolte o relație de afaceri și, bineînțeles, să aibă loc această mult dorită investiție. Până la urmă lucrurile rămân aici odată ce s-a pornit. De multe ori, deci regretabil, eșecurile au fost mai numeroase decât realizările și mă spun cu multă sinceritate, nu datorită nouă sau americanilor cu care am venit. După cum foarte bine știi, există o situație destul de dificil, a existat întotdeauna o problemă în România vis-a-vis de legislație, de probleme legate de corupție, de birocrație, de incompetență și s-au făcut progrese mari și pași semnificativi și de multe ori mă uit cu stupoare că chiar în contextul în care multe lucruri s-au schimbat, multe au rămas la fel. Probabil sunt neschimbat. O fi ceva la nivel de celulă. Da, o fi, o fi. Însă rămân un, cum ai spus și tu, un optimist etern. Cred în România, cred în posibilitățile ei, cred că merită mai mult și mai bine și apropo de ce facem, suntem pe punctul de a lansa acest spital exact, american. Exact, vreau să întreb să concretizăm toate acest interes al tău este un proiect, niște proiecte. Da, este un proiect legat de crearea unui model de medicină americană cu câteva departamente cheie pentru medicina românească, cum ar fi oncologie, cardiologie, ortopedie, pediatrie, în dorința de a oferi acest gen de medicină americană care se diferă de cel european, fie el englez, francez, austriac, de a da medicilor români o speranță, o șansă
un loc de care să agață, să existe o soluție, chiar dacă este o soluție extrem de limitată, nu putem angaja 10.000 de medici și când ajungem la punctul acela va trebui să aibă un training american în Statele Unite, deci nu poți să... Există un, clar, un criteriu în baza căreia să poți fi angajat, dar vrem să oprim această emoragie de care menționai, nu numai a tinerilor profesioniști, dar a pacientului în sine. Anul trecut s-au cheltuit peste 250 de milioane de dolari în străinătate, în proceduri și operații, de către 4% din populație. Populația României. României. Cei care și-au permis 100 și de milioane acoperite de Casa de Sănătate. Astea sunt date reale și restul scoși din buzunarul propriu. A unui cetățean care, evident, și-a vândut casă sau teren sau care pur și simplu își permite să opereze la Viena sau la New York Presbyterian pentru că își permite. Eu cred că un centru de excelență de acest calibru ar oferi nu numai un tratament de excepție pentru pacient și o soluție medicală extrem de viabilă, dar în ultimă instanță ar fi mai puțin costisitor decât o călătorie peste hotare. Îmi pot permite să te întreb în ce stadiu se află acest proiect? În stadiu noi suntem gata să lansăm proiectul, avem și terenul, avem toată echipa americană, dar absolut tot ce înseamnă operator, administrator, integrator, inginerie, firmă de arhitecți, ne trebuie o înțelegere. Deci vrei să fii cu personal american aici? Personal american va consta din medici români americani care au plecat și care doresc să întoarcă de la nouă la C, constă din medici americani care sunt specializați în acest gen de spital, adică au fost în Orientul Mijlociu, au fost în America Centrală, au fost în Asia. E un spital și n-am voie să dau numele acestuia, care are 14 unități internaționale. Și atunci au medici specializați care fac 6 luni stadiu în această țară. Înțeleg din tot ceea ce spui că vrei să creezi un microclimat medical de tip american. Aici, pur și simplu. Un nucleu pe care putem dezvolta, lărgi, în același timp, încurajând cu multă energie alte operații similare de la spitale franceze, de la cele italiene, austriece și așa mai departe. Dacă mâine am construit 20 de spitale model vest-european, România tot ar fi în mare nevoie de alte unități medicale, după părerea mea. Am înțeles. Deci nu intru în competiție cu nimeni, nu alterez viața nimănui, ba poate ofer o soluție aia limitată care ar deveni în contextul care am demarat operațiunile cu acest spital. Și atunci vreau ca românul, nu numai cel care ne ascultă, să nu fie nevoit să stea cu mâna pe portofel de la poartă, de la portar și până la chirurg și să contribuie la acest oribil și obscen cerc vicios care se cheamă medicina românească, ca să nu mai spun de tratamentul pe care îl primește. Deci prima dată contribui la stat plătindu-ți asigurarea medicală și după aia plătești din buzunar ca și când n-ai contribuit cu nimic. Și cel mai tragic la sfârșit de zi, ești tratat mai rău ca un câine. Și asta este, nu sunt excepții, asta este starea generală a medicinii românești. Și pot să intru în orice fel de discuție cu oricine care mi-ar spune că lucrurile stau altfel. Ar fi bine să intri în orice fel de discuție, mai degrabă cred că o să intri într-un... Polemică, să-i spunem. Polemică, să nu spunem un scandal în toată regula, făcând asemenea gen de afirmații, care bănuiesc, cel puțin din punctul de vedere, o perfectă acoperire. N-aș vrea să pun o întrebare răutăcioasă, dar spuneai cu foarte mult fair play că nu vrei să faci niciun fel de concurență, dar legând toate lucrurile cap la cap, nevrând ca, până la urmă, beneficiarul să mai dea șpagă portarului și așa mai departe, mergând pe toată scara asta, nu crezi că ai să propui un model care s-ar putea să fie neagreat, asta ca să ne exprimăm frumos, dacă nu cumva subminat în ceea ce privește, hai să spunem, starea de lucruri de aici? Nu ți-e teamă de acest fapt? Fără îndoială, exact cum spui, cred că această anomalie care se cheamă medicina românească nu se va schimba cu mult în următorii 5 sau 10 ani, chiar dacă eu reușesc cu acest spital, voi crea niște valuri fără îndoială.
Pe de altă parte, mă gândesc la originea mea, a numelui pe care îl port și a ceea ce predecesorii mei au încercat să facă pentru România. Au creat, și au și făcut. Și au făcut. Primul spital de urgență, primul serviciu de ambulanță, primul serviciu medico-legal care era mai bun decât cel de la Paris. Primul institut medico-legal, da. Dacă eu au făcut-o, eu pot și eu la rândul meu să fac ceva cât de cât să le stau în umbră sau pe la spate meu undeva. Și numele acesta de Minovici, pe care îl port cu mare onoare și mândrie, va trebui să continue, ca să continue, să continue cu ceva. Eu nu cred că există un medic român în țară care să spună ceva negativ despre cei trei frați. Nu cred că cineva îmi poate reproșa foarte mult, pentru că încerc să îmbunătățesc într-o măsură infimă starea de lucruri aici. Și mai spun altceva pentru toți iubiții noștri politicieni și oameni care au atâta grijă de țărișoara noastră. Eu cred că ar fi mai bine ca un premier sau un președinte să rămână locului, în loc să se suie în avion să plece, salutând imers populația noastră, da? Pentru operații la spate, la față sau în alte extremități ale corpului. Este firesc, este logic, este necesar. Deci nu văd un downside, nu văd o parte negativă, văd numai o parte pozitivă.